Cotidianul Jurnal de Dâmbovița avertizează că în această săptămână începe marea demascare a afacerii Huța Huța de peste 1 milion de euro. Păzită luni de zile de liderii PDL, Florin Popescu, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, și finul Gabriel Boriga, primarul municipiului Târgoviște, într-o secretomanie dubioasă. Valuri de documente oficiale, cele mai multe obținute cu ajutorul Tribunalului Dâmbovița, demască o afacere suspectă de peste 50 de miliarde de lei bani publici din visteria Consiliului Județean Dâmbovița, a primăriei Târgoviște, dar și a altor 67 de consilii locale dâmbovițene. Calculele la leu în afacerea locurilor de joacă sunt tot mai greu de făcut din cauza documentelor oficiale controversate pe care chiar emitenților le contestă, acuzându-ne pe noi, cei de la Trustul de Presă Art Press, că mințim, deși noi nu facem altceva decât să cităm documentele oficiale obținute cu ajutorul Tribunalului Dâmbovița. Suspiciunea gazetărească ne-a fost alimentată de reacțiile mai mult decât dubioase ale președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu, și primarului municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga, cei care au interzis în mod repetat accesul jurnaliștilor de la Trustul de Presă Art Press la informația de interes public, de la conferințele de presă de la care ne-au dat afară, sau de la conferințele de presă unde nu au vrut să răspundă. Cei care au interzis în mod repetat accesul jurnaliștilor de la Trustul de Presă Art Press la informația de interes public, prin neinvitarea noastră la conferințele de presă, sau atunci când aflam de ele, eram dați afară cu poliția comunitară, dar și prin refuzul repetat luni de zile de a răspunde adreselor noastre oficiale. Între timp, această mare afacere secretă pe bani publici a produs și victime. Un copil și-a pierdut viața din cauza unui loc de joacă absolut criminal, iar alți copii au trecut pe lângă moarte. Alții au scăpat cu viață fiindcă pur și simplu au avut zile. Aveam să aflăm de la târgoviștenii cu care am stat de vorbă în celelalte locuri de joacă. În concluzie, secretomania din Consiliul Județean Dâmbovița și Primăria Târgoviște a ascuns aproape un an afacerea Huța-Huța de peste 1 milion de euro bani publici. Fiecare loc de joacă finanțat de Consiliul Județean Dâmbovița costă aproape 10.000 de euro. Înmulțiți cu 67, câte contracte zice că a încheiat conducerea Consiliului Județean Dâmbovița până acum, și obțineți aproape 670.000 de euro, valoarea afacerii plătită din bugetul Consiliului Județean Dâmbovița. Iată de ce fuge nașul, președinte Florin Popescu, și se încuie în birou de frica întrebărilor noastre. Peste 400.000 de euro și chiar mai mult au costat cele 11 locuri de joacă din Târgoviște. Iată de ce ne dă afară finul Gabriel Boriga, primarul Târgoviștei, de la conferințele de presă. Vă ducem în atenție din nou, doamnelor și domnilor, că insistența cu care directorul Trustului de Presă Art Press, Alina Mavrodin Vasiliu, a încercat să afle răspuns la întrebările privind cheltuirea banului public la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița a produs o vie tulburare președintelui Florin Popescu, care a fugit din timpul conferinței de presă și s-a încuiat în birou cu vicepreședintele Marin Antonescu. Puteți să-mi răspundeți și mie, domnul președinte, cum se face că locurile de joacă în Dâmbovița costă toate aceeași sumă? Uitați-mi aici situația, domnul președinte. Cum să fie minciună când am adresa oficială, domnul președinte? Am adresa de la dumneavoastră, locurile de joacă. Uitați-o, domnul președinte. V-am întrebat din 12 august și ne-ați răspuns abia în 13 ianuarie că v-a obligat instanța judecată. Domnul președinte, nu plecați, vă rog, nu fac niciun scandal, mi-ați promis că îmi dați niște răspunsuri. Eu refuz să mă cobor la nivelul dumneavoastră. Domnul președinte, nivelul meu este al opiniei publice pe care o reprezentăm. Mă îndoiesc că cetățenii... Un trust de presă în județul Dâmbovița are dreptul să obțină informații de interes public. Nu răspundeți cu spatele, vedeți? Uitați cum ține birou, ține clanța și-a încuiat ușa, este extraordinar. Deci ne aflăm în fața ușii președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu. Dumnealui a fugit de întrebările noastre, a abandonat conferința de presă, n-a mai vrut să răspundă întrebărilor noastre, a dat bir cu fugiții, cum se spune. După ce ne-a declarat război, a părăsit frontul domnul președinte Florin Popescu și s-a încuiat în...
la dumnealui în birou, știți, dar și aici este, aici este, deci suntem în Consiliul Județean, instituție plătită din bani publici. Vreau să intru la secretariat, la domnul președinte Florin Popescu. Consiliul Județean Dâmbovița, ia uitați cum ține, vreau să intru la secretariat, să merg un pic la biroul de presă, la doamna Roxana Mosor, mi-a promis că îmi dă un răspuns imediat la niște întrebări. Dați-mi și mie, ia uitați-vă, dumneavoastră ați mai pomenit așa ceva, s-a baricadat în secretariat și ține ușa încuiată. Deci noi nu avem voie, stimați dâmbovițeni. În România democratică europeană a secolului 21, jurnaliștii de la TVR Press și cred că și oricare dintre dumneavoastră nu pot intra la secretariat la președintele Consiliului Județean Dâmbovița, nu. Uitați-vă, deci oameni plătiți din bani publici se încuie în birourile statului, se încuie în birourile publice cu gardienii, cu oameni tot plătiți din bani publici, trag clanțele că vrem să-i întrebăm. Am fi vrut să-l întrebăm cum se face că sumele destinate locurilor de joacă pentru copii în județul Dâmbovița, pentru zeci de comune dâmbovițene, nu am acum hârtia la mine că e la fete, dar avem documentele și le dezvoltăm la firmă. Cum se face că zeci de primării dâmbovițene au primit fix aceeași sumă, 416 milioane, ca și cum toate locurile de joacă sunt la fel, costă la fel, ca și cum ar fi luate de la aceeași firmă, ca și cum ar avea același proiectant. Vedeți, și foarte ciudat, n-a mai avut nevoie firma aceasta care a luat zeci și zeci de locuri de joacă pentru copii în Dâmbovița la aproape 500 de milioane, n-a mai avut nevoie de licitație, pentru că suma e un pic sub 10.000 de euro. Vedeți? Deci la toate aspectele acestea se gândesc. Domnii aceștia din administrația publică, vedeți? Domnul acesta, Florin Popescu, și cu domnii aceia primari care au luat locurile de joacă de 416 milioane fiecare la leu, la leu. N-a găsit niciun primar un loc de joacă cu un leu mai ieftin sau cu 2 lei mai ieftin. Niciunul. Toți au negociat pe bandă rulantă, de zici că cineva i-a învățat cum să procedeze. Și eu vreau să-l întreb pe domnul Florin Popescu, i-a învățat cineva pe primarii aceștia de la ce firmă să cumpere? Cu ce proiectant să lucreze? Și să dea Consiliul Județean întreaga sumă, că noi am înțeles altceva din ședințele de Consiliul Județean. Consiliul Județean ar urma să intre cu 200 de milioane pentru locurile de joacă, exact ca și la biserici, și că același Consiliul Județean numai cu suma asta de 200 de milioane ar intra în asociere, restul le-ar da consiliile locale. Dar acum, din documentele astea oficiale obținute de noi după luni de zile de așteptare și abia după ce l-am dat în judecată, aflăm altceva. Din documente reiese altceva. Domnul, iete, tot încuiate ușa. Vă dați seama că dânsii sunt aici încuiați pe banii noștri? Vă dați dumneavoastră seama, după ce mi-a zis că fac mahala, după ce m-a jignit, după ce mi-a zis să-mi dau căciula jos de pe cap din conferința de presă, după ce mi-a dat lecții de purtare domnul președinte Florin Popescu, acest domn președinte plătit în bani publici, care folosește bugetele publice fără să vrea să dea socoteală pentru ele, vedeți, acest președinte nu vrea să ne răspundă la întrebări.